Cum am spus și dimineață, pe lângă campania de awareness pe care am făcut-o pentru această ediție a revistei Biz, a revistei a ediției zilelor Biz, am avut marea bucurie să vedem că mulți dintre specialiștii care au fost pe scenă și care vor urma, au acceptat să facă niște filmulețe speciale despre meserii la care nu se pricep. Ideea frumoasă și simplă, că în România toată lumea se pricepe la orice, cel mai bine este să arătăm că n-ai cum să fii expert în toate și atunci am dat acestor invitații ai noștri o serie de meserii. Mugur Pătrașcu, pe care l-ați văzut mai devreme, a fost veterinar. Și aș vrea până reușim să ne întoarcem de la catar cu toții, să urmărim acest filmuleț scurt. Te rog, Gabi. Și mai tare. Vă plac fizicile, nu? Vă plac, pentru că văd de like-ul de asta. Și, da, nu vreau să negați ceva, că tot mai știe. Chiar și brandurile. Chiar și brandurile știu că n-are niciodată să nu-ți împotriva pe Facebook. N-ai cum să obții mai multe like-uri. Ce simpatice sunt. Vreau să vă anunț ceva. Că m-am gândit să mă focusez, să schimb lucrurile. Și o să-mi deschid un cabinet veterinar. Special pentru Facebook, special pentru pisici, special pentru a face diferența. Pentru că o pisică trebuie să fie sănătoasă, în formă, să aibă prezență, și să adune lucruri, să adune dragoste de la oameni. Și voi care vă ocupați de branduri și alte lucruri, cred că sunteți principalii beneficiari. Sunt acolo să vă ajut să obțineți ce vreți de la oameni. Sunt acolo cu cabinetul meu veterinar, încercând să facem lucrurile mai bine. Vă aștept acolo, dați-mi un like și un share, pentru că vom ajunge departe. Sunt om de publicitate și de online și de an bun încerc să pun împreună internetul și brandurile. Pentru rezultate eficiente, pentru un răspuns cât mai bun. Despre asta o să vorbesc la zilele Biz, pe 14 noiembrie. Dar nu pot să garantez că prezentarea nu o să apară și de pisici. Cu astfel de spoturi ne-am promovat. Pentru cei care nu le-au văzut, sunt pe revista Biz sau pe Facebook, la revista Biz toate. M-am bucurat să văd nume mari și oameni importanți care au acceptat acest joc și am înțeles despre ce este vorba. Începem sesiunea și avem o sesiune frumoasă și vreau să mulțumesc echipei de la McKen PR pentru că ieri, după ce au anunțat că se rebranduiesc și schimbă modelul de business, astăzi sunt aici, în premieră și vorbesc despre ceea ce fac. O echipă inimoasă, o agenție de PR, una dintre cele mai mari, poate cea mai mare agenție de PR, unde mai toți clienții au trecut la un moment dat, am făcut noi un studiu pe PR și am văzut, cred că este și revista aici, în care se vede că toată lumea știe de McKen PR și mai toți clienții au trecut la un moment dat prin echipa de la McKen PR, ceea ce este foarte, foarte mobilitor. Felicitări! Și am să rog să înceapă prezentarea pe Andreea Leu.